Doi tineri, soț și soție, au murit în urma unui tragic accident produs în această dimineață în localitatea Pâncota din județul Arad. Accidentul ar fi fost cauzat de neadaptarea vitezei la condițiile de drum. Un grav accident de circulație s-a produs în această dimineață în localitatea Pâncota din județul Arad. La kilometru 31, într-o curbă ușoară la dreapta, șoferul nu a adaptat viteza, carosabilul fiind umed, a pierdut controlul mașinii și s-a izbit de un pom. În urma impactului, cele două persoane aflate în mașină, un bărbat de 33 de ani și soția acestuia de 31 de ani, au murit. Din primele cercetări efectuate la fața locului, un bărbat de 33 de ani, în timp ce conducea un autoturism dinspre Șiria spre Pâncota, pe fondul neadaptării vitezei la condițiile de drum într-o curbă la dreapta semnalizată corespunzător, a pierdut controlul direcției de deplasare, intrând într-un copac aflat în afara părții carosabile, a declarat Lorena Pârvulescu, purtătorul de cuvânt al poliției. Cei doi s-au căsătorit în urmă cu 8 ani. Potrivit prietenilor, se iubeau foarte mult și aveau o viață fericită și liniștită. Au trăit frumos împreună, o spun cei care îi cunoșteau. Prietenii și apropiații celor doi sunt înmărmuriți.